Io saluterei se devo arrivare da un cliente, grazie a questa bomba, o carriera. Cu echipă românească care intră în Liga Engleză. Bun, îi dăm aici. FCSB intră în Liga Angliei în locul lui Burnley. Bumbă, Burnley cred că o să bată pe toți în România, de la părerea mea. Și mergem la Anglia. Și mergem la mult dorita FCSB, care are 7500. Astăzi vom face o carieră cu FCSB. Nu uitați, dacă vreți să mă susțineți, apăsați butonul de like mai jos, un subscribe, un share, să mai ajutăm mult. Și un follow la Andrei25, Instagram, Andrei25889. O să jucăm pe un stadion municipal, de înțeles. Bine, nu știu, stadion Europa. Dăm Arena Națională, că totuși. Bă, să știți că n-am stat să-l pun pe Becali, adică așa, am ales antrenorul și aia. N-am pus numele. Să-mi ziceți în comentarii după această serie cu ce echipă să mai fac în și ce ligă. Bun, și cum știu eu să joc echipa mea? E așa. Pe interase pe cant. Punem așa. Punem un 4 așa, mi-e fel. Așa cu tănase vârf. Îi coborăm pe wide. Pe fix. Să jucăm aici. Așa o lară aici. Wide aici. Murusan. Nu știu ce caută să le disei, dar o las pe să le disei cu Crețu, Planic cu Cristian, Bălcuzian în poartă. Așa, cam așa, 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 Petre. Și nu uitați că la ce comentariu, nu uitați să-mi ziceți și să-mi dați de comentarii pe cine s-a dus la Steaua. Și o să vă dau inul la comentarii. Și sunt comentarii la care pot răspunde, răspund, la care pot da și la care vrea, la care văd că mi-a spus ceva și înseamnă ceva, o să dau și inimă. Adică dacă îmi puneți un transfer, pe cine s-a dus sau, na, de exemplu, aici trebuie să ne facem puteri, că na, bă. Avem semnuliga Angliei. Și aș vrea să-l aduc așa. Bun. De prima dată cred că o să-l aduc pe
aspetta, credo che mi aiutiamo la mi devo mettere la vedo la Romania. Ti danno per iniziare a domani. Barbuzzo stavo praticando voluto morire a corto, ho voluto, voluto per questo tornato, tornato tutti lo avevo solo l'antico che vengono giovane che dopo potrei boh frate, non so se ci sono anche più parecchie sono buona adesso qui è dentro Bolgariano un plate, per esempio Bolgariano un plate e nacchia iare ne buon pull up Gania Giorgie Polovka, Gradinaro, Giorgio Hagi vreau să-l aduc la aia. Costă foarte mult. Vreau 10 milioane 20. Cine în ăsta e bun iară de la Dinamo? Larie Lungmania Andrei Lupu Răzvan Marin. L-am adus o dată pe Răzvan Marin. Astea au făcut tot să facă Răzvan Marin Maxim Andrei Dmitrie Mihai Valentin Mihai Mihaiu Mihaiu la din camaceta $12 million Alibek Băluță Așa avea nevoie de un atacant, pentru că Tănase nu cred că mi-ar plăcea foarte mult, merg pe ciul meu Tănase și l-aș putea de la schimbul cu Alibe. Nu știu dacă fac o greșeală, puteți să-mi ziceți. Așa, un atacant, bă, dar nu e să nu-mi place Petre. Bă, Petre, nu-mi place mai deloc. Deci, Petre, nu-mi place mai deloc. Mă judecați în comentarii, vă rog, nu-mi place, Petre. În schimb, Alibec e mai bun ca Petre. Zică, frate, de când am venit la nu a făcut nimic, Petre. Și în schimb, am jucat cu el, frate, era extra-extra-toară și vreme. Totuși, zică, nu, Alibec e mai bun, aia. Fără clauză. Hai că să-i dau 20.000. Sper să nu rejecte. 30.000. Hai că-i dau 30.000 tot. Cât o verea le iubesc? 73, extra bine. Bun, și putem să merem aici și îl băgăm pe Denis Alibek.
vedem când este prima partidă. Prima partidă, probabil episodul viitor o să-i spun cu Southampton și cu Arsenal. Bun, meciul viitor cred că o să jucăm. Ofertă pentru Planici. Ce prost, să-mi lăsă doar ejector, cum vreau să dau 10 milioane să-l ia. Așa, bun, să ne scăpăm. Nu uitați că în fiecare miercuri o să postez un episod de pe care l-a copit B. Și dacă o să uit, puteți să scrieți în comentarii, vă rog. Bun, băieți, cred că o să-l mai iau pe căbuzi și o să închei și aici episodul, pentru că nu știu dacă să mai filmez. Nu știu, n-am ce să fac în primul episod până nu pot să joc. Vădum pe căbuzi unde am trebuit să direct clauza. Dă-mi negoci. Bă, îl vedeam, cred că o să zboare de la club. Îmi place Belgradean, pur și simplu, scuzați-mă dacă greșesc cu ceva. Cât are capul? 68. Da, bă, cam asta este echipa. Cam cu asta, nu știu dacă să mai fac ceva transferuri. Bă, băieți, nu uitați că dacă v-a plăcut acest episod, apăsați butonul de like, un share, subscribe și la vlog. Nu știu dacă o să vă susțin să postez iar miercurea viitoare.